Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Flavia Voina, vă salut pentru o nouă ediție de Întâlniri Capitale și stăm de vorbă în această seară cu doamna Andreea Paul. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru prezență! Doamna Andreea Paul, președinte INACO și anume Inițiativă pentru Competitivitate, o comunitate care adună manageri, consultanți, experți din economia publică și privată. Și motivul pentru care ne-am adunat în această seară și v-am invitat la postul public de radio al Capitalei este un ghid care mie mi s-a părut extrem de interesant și anume Ghidul Meseriilor Viitorului. Știu că sunteți la cea de-a treia ediție, dar aș vrea să vorbim un picuț despre necesitatea ca orice om care este sau intră pe piața muncii să se gândească serios la calea pe care o urmează. Da, este o ediție a treia, așadar mult îmbunătățită, completată, actualizată, dar ea însăși deja perimată la două luni distanță de la publicare. Este incredibil, vorbeam în Ghidul Meseriilor Viitorului despre robotică, imprimare 3D, blockchain, internetul tuturor lucrurilor, inteligența artificială și iată că în luna trecută citeam un articol foarte interesant despre apariția imprimantelor 4D, în care apare o nouă axă a timpului foarte importantă în proiecțiile 3D necesare domeniului medical și unde timpul își joacă rolul esențial în dozare, în cantitățile livrate și așa mai departe. Sunt doar câteva exemple. Realitatea de la care pornim astăzi, și mulțumesc că ridici și tu această temă, este că indiferent de meseria pe care noi o îmbrățișăm, de la femeia de serviciu până la cea de astronaut, va fi nevoie să ne alfabetizăm digital și tehnologic. Astăzi, femeia de serviciu are nevoie de cunoștințe în a utiliza un robot de curățenie. Fie că este robotul care ne aspiră camera sau care taie iarba în curte sau care, iată, în spitale asigură această distanțare fizică atât de necesară vremurilor pandemice pe care le trăim, robotul livrează mâncarea și multe alte nevoi cotidiene pe care le asigură. Realitatea este că alfabetizarea digitală și tehnologică este la fel de importantă ca alfabetizarea funcțională. Și da, într-adevăr, școala românească ne învață să citim, să scriem, să facem operațiuni elementare de matematică și un pic chiar mai mult de atât. Dar mai mult ca oricând, noi spunem în acest ghid al meserilor viitorului că această cutiuță de abilități de care vor avea nevoie copiii de astăzi, școlarii de astăzi, pe piața muncii de mâine, mâine însemnând 5 ani, 10 ani, 15 ani, depinde când pleacă de pe băncile școlii și cât își doresc să zăbovească pe băncile facultăților, gândiți-vă că în lumea în care ei vor intra, lucrurile vor arăta atât de diferit față de ceea ce cunoaștem noi astăzi. Multe meserii încă nici nu s-au inventat, pe care copiii noștri le vor avea, iar pentru această lume, vă spuneam că cutiuța de abilități e tare, inedită. Și vorbim despre abilități SMAC, adică social, mobil, analitic și cloud. Generația de astăzi e chemată să fie foarte adaptabilă, flexibilă, creativă, pentru că copiii noștri vor munci mai puțin, dar mai inteligent. Vor coopera mașinile inteligente. Mașini numite inteligente, dar ele însele de fapt sunt tare tolomace, nu știu să facă nimic altceva decât le-au programat alți oameni să facă. Și arată așa cum alți oameni, designer, au gândit să arate. Încă. Pentru că din 2040 încolo, inteligența artificială pare că va depăși capacitatea de inovare, invenție și creativitate a oamenilor. Mi s-a părut foarte importantă sublinierea aceasta că noi vom munci sau trebuie să muncim nu neapărat mult, ci inteligent. Asta, apropo de multă lume care spunea că nu e importantă cantitatea, ci calitatea. În direcția aceasta mergem și aici.
Sunt lucruri de bun simț. Toată lumea simte că memorarea nu mai este un atu. Pentru că întotdeauna un telefon smart, un calculator, un iPad va avea capacitatea de a stoca mai multă informație decât mintea noastră umană. Dar capacitatea de a pune întrebările corecte, de a intui tendințele, de a scoate esențialul, de a intui relevantul, rămân încă aturi ale noastre, ale angajaților, dar nu orice fel de angajați, angajați ceva mai inteligenți, care reușesc să înțeleagă o lume atât de complexă și care se dezvoltă exponențial. Viteza cu care apar și dispar companii, viteza cu care apar și dispar meserii, este fără precedent în istoria omenirii. Și dacă te gândești, Flavia, cu cei care ne ascultă acum, cât de mult munceau bunicii noștri și ce puține vacanțe aveau, mai că se ridicau odată cu soarele pe cer și se deplasau în casă odată cu soarele care cădea sau se unea cu pământul, cum îmi plăcea mie să-i spun. Părinții noștri, în schimb, au început să lucreze ceva mai puțin, 10-12 ore, au început să aibă o vacanță pe an cel puțin. Vine generația adultă de astăzi care deja și-a schimbat de mai multe ori locul de muncă, mulți nu mai concep să lucreze mai mult de 8 ore pe zi și iată cum conținutul serviciilor și produselor pe care le livrează cresc în complexitate. Vine generația copiilor de astăzi care pe peste 10 ani sau 15 ani vor munci și mai puțin decât noi și mai inteligent decât noi. Dar pentru asta școala trebuie să-i pregătească și își vor schimba foarte des meserile, pentru că industriile vor apărea și dispărea în a 5-a revoluție industrială mult mai repede decât se întâmplă în a 4-a revoluție digitală, cea pe care o trăim noi astăzi. Pe care o traversăm. Școala are un rol extrem de important în momentul de față, pentru că trebuie să se adapteze tuturor acestor cerințe. Săptămâna trecută vorbeam aici cu Ioana Avădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent despre faptul că oamenii, și în special cei tineri și foarte tineri, adică elevii, trebuie să primească niște abilități de comunicare diferite de până acum. Ei trebuie să învețe să citească știrile și să facă diferența dintre news și fake news și cel mai bine ar fi să învețe asta pe băncile școlii. Iată că și tipul acesta de abilități de care vorbești tu ar fi bine să fie predate copiilor din școală sau măcar induse copiilor din școală, dacă nu vorbim de materii, măcar explicate. Mai învățarea nu mai are loc doar în școală. Este că cel mai mare bagaj de cunoștințe copiii din ziua de astăzi îl dobândesc în activitățile extrașcolare. Și ăsta ar trebui să fie un mare semn de întrebare de ce școala nu ține pasul cu această lume exponențială prin care noi trecem. Noi am încercat un răspuns la această provocare. Când zic noi, mă refer la comunitatea de profesioniști a INACO. Pe lângă ghidul meserilor viitorului, pe care atunci când îl prezentam cu copiii, cu elevii, chiar din clasele terminale liceale, s-a ridicat la un moment dat un tânăr care a întins așa o mână către mine, parcă cu disperare, spunându-mi: Andreea, fă ceva ca noi să putem practica aceste tehnologii despre care voi vorbiți așa de frumos în ghidul meserilor viitorului încă din școală. Și crede-mă, am gândit în clipa respectivă că eu nu pot să fac mare lucru, un biet profesor universitar, o biată ONG-istă, trebuie însă să facem ceva. Și în iarna anului 2018 am primit această soluție extraordinară, acest gând care a prins realitate anul trecut și am creat primul laborator educațional digital inteligent exact în oglindă cu ghidul meserilor viitorului, ca acești copii să poată practica robotica educațională multifuncțională, kiturile robotice pentru începători, ochelarii de realitate virtuală, imprimantele 3D, creioanele 3D cu care ei, copiii, își ridică desenele volumetrice de data aceasta de pe foaia de hârtie și stau în picioare. În aceste laboratoare am introdus scanere 3D, laser 3D și iată cum le-am îmbinat cu tabla interactivă, calculatoarele, toate integrate într-un smart lab. Și până în prezent am reușit să construim 5 smart lab-uri în România. Ultimul l-am lansat chiar săptămâna trecută la
Biblioteca Județeană din Călăraș e pentru prima dată când ieșim din regiunea București-Ilfov. Și mă bucură foarte mult asta. Vă pot împărtăși și următorul meu vis. Acum îmi doresc foarte tare ca al șaselea Smart Lab să se nască în mediul rural, într-o comună a României, ca să dăm semnalul că Smart Lab-urile nu sunt doar pentru orașe, sunt pentru fiecare copil. Și da, hai să înțelegem că copilul Ryu din Japonia trebuie să aibă aceleași șanse la educație digitală inteligentă cum are Frida din Norvegia sau John din Statele Unite ale Americii sau Heidi din UK sau, nu știu, ziceți voi de unde vreți voi nume de copii astăzi, Sandra din București cu Ghiță din Negrești-Oaș și cu Ionică din Bucov trebuie să aibă șanse egale la educație digitală inteligentă gratuită. Pentru că la cluburile de educație digitală, fie că e vorba de robotică, imprimare 3D sau VR, se înghesuie părinții care au resursele financiare disponibile. Dar nu toate familiile își permit. Și dacă rata analfabetismului funcțional este astăzi în România la 40%, rata analfabetismului digital se ridică la 70%. Și atunci, din această provocare, trebuie să înțelegem nevoia de a veni cu o nouă structură a programei școlare, dar mai ales cu un nou spațiu, mult mai creator, mult mai inspirațional și mai motivațional pentru învățare. Iar acești copii, în Smart Lab, învață să devină viitorii angajați, poate împliniți pe domeniile de activitate pe care noi le descriem atât de noi și de proaspete în formă și fond, dar pot fi și se pot pregăti și pentru meserii inedite, precum sună managerul de echipe mixte oameni roboți sau consilierul de etică care să se asigure în inima unei companii că toate strategiile de automatizare servesc omul, angajatul, starea lui de bine, de fericire, pentru că pentru această generație valorile sunt semnificativ diferite față de cele ale noastre. Cred că niciun profesor universitar nu este un biet profesor universitar, cu atât mai puțin una, o profesoară care vorbește cu atâta energie cum faci tu. Unde sunt cele smart lab-urile care sunt în momentul de față funcționale? Sunt în capitală 4, înțeleg? Sunt în capitală 3. La Școala Generală Titu Maiorescu, sectorul 1 București, la Liceul Alexandru Ioan Cuza, sectorul 3 București, la Colegiul Național Grigore Moisil în sectorul 6 București, apoi al patrulea a apărut la Asociația Măgurele Science Park, așadar imediat lângă Institutul de Fizică Atomică, unde au acces toți copiii, acces gratuit, liber, în condiții pandemice, acum e cam suspendată activitatea, dar toate cursurile au loc online în continuare. Așadar, ilfovenii au acces gratuit la Smart Lab Măgurele, iar al cincilea chiar la Călăraș, unde au acces gratuit toți elevii din Călăraș. Și nu doar elevi, pentru că eu mereu discut și despre nevoia de recalificare pe tot parcursul vieții. Astăzi mulți români își pierd locurile de muncă și da, este nevoie de alfabetizare digitală și tehnologică în rândurile adulților și ei trebuie să se îndrepte către aceste smart lab-uri, mai ales în Călăraș și la Măgurele, unde sigur că nu trebuie să treacă pragul unei școli, ci este într-un spațiu public, deschis, cu acces liber și pentru adulți. Mi se pare extrem de important pentru adulții care sunt deja pe piața muncii să înțeleagă rațional, obiectiv, că este nevoie să acumuleze în permanență informații noi pe lângă cele pe care le dețin pe meseriile lor în această direcție de digitalizare și de tehnologie nouă care apare cu o mare viteză. În ghidul meserilor, putem vorbi de meserii care dispar? Concret? Categoric, da, dar de când e lumea au dispărut meserii. Nu mai există meseria de căruțaș pentru că a apărut automobilul, nu mai există meseria de spițer pentru că industria de medicamente a înlocuit această meserie cu cea de farmacist, care nu mai produce medicamentele manual, ci trebuie să le cunoască, să le poată împărtăși clienților ca realitățile tehnice care le servesc nevoilor lor. Astăzi, mai mult ca oricând, dispar toate meseriile cu o viteză accelerată care presupun efort fizic uman repetitiv, adică care pot fi foarte ușor programabile și automatizabile. Dispar
meserile care presupun risc pentru viața omului și acolo intervin aparatele inteligente care necesită precizie. Și acum hai să ne gândim, în a treia revoluție industrială, noi oamenii eram mici roboței, aliniați în fața unei linii de asamblare în care poziționam aceeași piesă timp de 8-10 ore pe zi, de sute de ori, de mii de ori, exact în aceeași poziție. Aceasta este a treia revoluție industrială cu producția ei în masă. Ori noi atunci eram, vă spuneam, mici roboței. În a patra revoluție digitală suntem chemați să fim oameni, mai oameni ca niciodată înainte. În oameni înțelegând nevoia de empatie, de umanitate în sensul profund al cuvântului, de a ne îngriji de cel de lângă noi, de a ne îngriji de aparatele inteligente care servesc alți oameni, de a repara lucrurile din jurul nostru și mai ales de a fi creativ. Dar creativ nu doar în sensul creațiilor artistice sau literare, ci în sensul de a găsi soluții noi la orice problemă nouă care apare. Iată cazul concret, pandemia anului 2020. Ce bine era să ne fi făcut noi iarna căruță și vara sanie, adică din 2018-2019 să fi pregătit școlile României pentru învățare online. Acum, sigur că nevoia ne împinge, ne agresează în viteza cu care trebuie să ne alfabetizăm digital. De aceea vă spun că tare bine este să ne facem la timp temele. Iar astăzi să nu fim atenți doar la a patra revoluție digitală despre care vorbește toată lumea, ci să ne punem întrebarea spre ce se îndreaptă omenirea și mai ales cum ne pregătim pentru a cincea revoluție industrială în care brain net sau rețeaua creierelor va lua locul internetului. Este o întrebare foarte dificilă. Răspunsul este la fel, dificil. Dar copiii noștri, dacă stați de vorbă cu ei, care sunt de fapt actorii căsuței viitorului, o să ne răspundă cu o naturalețe ieșită din comun. Iar noi, generația actuală de părinți și profesori, avem tendința să le imprimăm lor cunoașterea și experiența noastră axată pe ce? Pe trecut! Ori ei au nevoie în mică măsură de învățăturile de acest fel. Ei trebuie pregătiți pentru o lume foarte diferită, în care, da, vor coexista cu foarte multe aplicații digitale inteligente. Și asta se învață. Iar creativitatea, capacitatea de a ne dezvolta noi așa frumos pe interior ca oameni, se antrenează la fel cum se antrenează mușchii la sala de fitness. Și asta trebuie să facă școala, să antreneze creativitatea copiilor ca să poată găsi soluții noi la problemele care apar chiar la cazul pandemiei din anul 2020. Cred că cei mici sunt mai deschiși natural, intuitiv la lucrurile astea. Ei adoptă cu mult mai multă ușurință și aparatele pe care lucrează, device-urile diferite, platformele pe care îi trimit diversi profesori la școală sau în cursurile extrașcolare. Dar în privința adulților, rezistența aceasta la schimbare, care există natural în fiecare om, nu împiedică un pic aducerea de informații noi, personale? Noi nu am fost învățați să fim adaptabili, să fim flexibili. Noi am fost pregătiți pentru a treia revoluție industrială în care să executăm ceea ce ni se comandă. Plus că noi suntem și generația care a prins și câțiva ani din comunism și am trecut împreună prin această tranziție tulburătoare, aș îndrăzni să spun, uneori prea lent, alteori prea erupistă, cert este că au fost înnebunitoare. Cum necum s-au mai așezat lucrurile acum și avem înțelepciunea cu actuala minte sucutitoare să ne uităm către viitor și mai ales să încercăm să dăm o șansă copiilor de pe băncile școlii să răspundă la acest viitor cu un bagaj de abilități care să le permită să intre cu zâmbetul pe buze pe piața muncii, să fie viitorii angajatori sau angajați. Aici nu e foarte complicat, trebuie doar să-ți pese, doar să-i iubești, doar să-i asculți ceva mai mult și sigur să le servești interesele. Pentru a le servi interesele e foarte important
să le înțelegem aceste interese. Și asta face Ghidul Meserilor Viitorului. Răspunde la întrebarea, ce meserii apar, dispar, cum arată lumea de mâine, atâta cât se poate ea vedea în prezent, pentru că sunt, și specificăm și în ghid acest lucru, sunt lucruri care se schimbă cu o viteză fascinantă, chiar de la o lună la alta. Ei, copiii noștri, ca să aibă capacitatea de a face față la aceste schimbări, trebuie să-i învățăm să învețe. Și nu doar un examen. Să nu mai predăm doar pentru a le facilita lor trecerea unui examen și dobândirea unei diplome, ci să învățăm să învețe la modul cel mai real pe tot parcursul vieții, pentru că vor avea nevoie de această abilitate. Nu mai e atât de important să reținem date, cifre, să facem calcule complicate, pentru că orice calculator de lângă poate noi poate face asta în locul nostru. Nu mai corect. Noi nu mai suntem contabilul cu pixul la ureche, pentru că Excel-ul rezolvă problema. Ba chiar nici traducători nu mai suntem la fel de buni ca Google Translate. Sigur că la chestiunile de finețe e nevoie de oameni și iată argumentul pentru care vă spun că noi oamenii vom munci mai înțelept, mai inteligent, mai creativ, acolo unde nu vor putea aparatele să treacă la automatizarea procedurilor. Și meseriile care știm sigur astăzi că rămân fundamental umane pentru următoarele două decenii, țin de zona de reparații, tot ceea ce înseamnă instalații, utilități publice, private, îngrijire în sensul nu doar a persoanelor bolnave sau asistenței medicale, îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, fizioterapia. Gândiți-vă că nu o să ne placă să vedem drept antrenor un robot care ne spune cam câte flotări și genoflexiuni să facem și ăla să nu ne simtă, de fapt, supărat sportul, energia. Deci, repet, reparațiile, instalațiile reparate, îngrijirile și creativitatea. Iar creativitatea e ca un evantai, este atât de lung, este atât de mare, este atât de flexibil. Ai nevoie de creativitate în orice domeniu. Repet, în orice domeniu. Și creativitatea e ca un mușchi, se antrenează. Creativitatea se antrenează. Iar voi, oamenii de presă, de jurnaliști, știți cel mai bine că nu e ușor să fii creativ, dar cu exercițiu este fantastic cât de repede reușești să fii creativ în fiecare zi. Ca peste tot. Antrenamentul este ceea ce trebuie, pentru că așa poți să-ți corectezi în permanență greșelile și să evoluezi categoric. Ați mers la copii cu ghidul meserilor, ați mers în rândul lor și le-ați explicat către ce trebuie să se îndrepte și cum trebuie să gândească noile meserii. Așa este, facem de 3 ani de zile, dar că mai abitir ca niciodată în acest an, sesiuni de instruire cu elevii și cu profesorii deopotrivă. Anul trecut am făcut și cu părinții, dar anul acesta ne-am accentrat pe clasele 5-13, așadar școli de gimnaziale și licee teoretice și tehnologice. Liceele tehnologice poate știți că au 13, a 13-a clasă sau an de studiu. Și ne-am adresat lor online, că așa sunt vremurile acum. Am reușit să interacționăm doar în ultima lună cu aproape 7.000 de elevi din sectorul 3 într-un proiect finanțat de către Primăria Sectorului 3 București și cofinanțat de 3 companii private. Pot să le spun? Da. Modex, Finpost și Bosch Service au făcut posibil acest tur virtual în lumea de mâine. Și am avut alături de mine trainer Inaco și consilier vocațional foarte bun, Ioana Enache, Anca Tamaș, Marin Iachimov, consilierul vocațional, care i-a ajutat pe copii să-și identifice profilul profesional, modul de a gândi, de a se automotiva, aptitudinile pe care le-au și ce li s-ar potrivi lor. Și sigur că ei au descoperit oportunități la care nici nu s-au gândit până acum că ar putea îmbrățișa o astfel de viziune profesională sau meserie. Și da, harta viitorului deschide tare, tare multe astfel de ferestre. Bun, ceea ce este cel mai important însă este că continuăm acest efort în județul Ilfov, ne pregătim chiar de mâine să intrăm într-un tur de forță cu instruirea elevilor tot din școlile gimnaziale și liceu, dar am mai pornit un proiect în paralel
Îi chemăm pe profesori de data aceasta în sesiuni de instruire online, să învățăm să folosească softurile 3D și apoi în interiorul Smart Lab-urilor să imprime 3D propriile lor producții. Și cu acest bagaj de cunoștințe cu care rămân în brațe să se întoarcă la elevilor și să le împărtășească generație cu generație aceste noutăți fantastice și forme de antrenare a creativității în care îmbină cunoaștere și din geometrie spațială și din istoria artei și din ceea ce înseamnă cromatică, știința materialelor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, dacă vreți și din biologie, dacă vrem să desenăm sau să imprimăm 3D un genom sau un ADN, dacă vreți din geografie, dacă, nu știu, ne propunem să imprimăm 3D un vulcan. Creativitatea nu are limite, iar copiii degustă atât de frumos genul acesta de experiențe în care creează pe un soft 3D și apoi ating cu mâna propriul rezultatul. Obiect. S-a întâmplat la școala Titu Maiorescu, unde am intrat cu copiii de clasa a doua, de a treia, în Smart Lab-uri și au creat primele lor mărțișoare imprimate 3D. Flavia, ți se taie respirația. Dacă vezi câteva dintre ele, ce simboluri au reușit să imprime în câteva forme geometrice îmbinate cu mânuțele lor. Iar cu clasa a doua am reușit, chiar și a treia, am fost în fabrica de jucării din Laponia și copiii au fost trași pe VR, în VR de reni în săniuța lui Moș Crăciun. Ori experiențele de genul ăsta sigur că sunt de neuitat. Iar aplicațiile educaționale de data aceasta, chiar pe actuala structură de programă școlară, sunt fabuloase, fără limită. În absolut toate materiile se pot aplica aceste tehnologii pentru a le face mai atractive, mai interactive și, nota bene, transdisciplinare. Foarte important. Simt pe propria piele cât de important este pentru un copil să fie atras către școală și către toate aceste noutăți. Fiul meu este acum clasa 5-a, adică exact la acest prag în care începe să învețe, să vadă, să simtă, să e foarte curios și văd cum reacționează, având în vedere și trecerea. Da, și Smart Lab este spațiul unde copiii pot încerca, pot greși și e fantastic că învață din aceste greșeli și învățăm și pregătim pentru viață, nu pentru un test. Corect, corect. Mulțumesc foarte mult! Te rog să vii cu băiatul tău la Smart Lab Măgurele și pe toți ceilalți. Asta ca să nu vă trimit până la Călăraș. Venim aici la aproape. Mulțumesc tare mult! O să împărtășim experiența aceasta și celorlalți ascultători pe care îi invităm de asemenea să meargă și să ne povestească cum a fost. Eu rețin două lucruri de aici. Creativitatea ca un element comun a tuturor acțiunilor și pentru toate domeniile și tehnologia este un mijloc, nu un scop. Da, iar tehnologia folosită în exces sau irresponsabil poate genera probleme. Există conceptul deja de depresie tehnologică, la fel cum există cea de depresie tradițională, să o numesc așa, în lumea noastră de zi cu zi, da, sunt realități. Așadar, conceptul de etică, umanitate, vin ca borne reper, cot la cot cu cel pe care noi l-am numit pe scurt digital. Deci uman și digital. Iar în această lume e esențial să fim cât se poate de atenți la cei din jurul nostru, ca aceste noi tehnologii să le servească și să nu le pricinuiască vreo neplăcere sau să nu-și cunoască drepturile de cetățeni virtuali, despre care noi n-am vorbit deloc aici, dar Ghidul Meserilor Viitorului atacă frontal problema chiar de la demaraj și vorbim despre drepturile acestor copii care sunt beneficiari ai rețelelor de socializare sau a platformelor online de cumpărături, de plăți, de educație, de telesănătate și așa mai departe și da, toată lumea e chemată să se alfabetizeze cu privire la drepturile noastre de cetățeni virtuali, de a nu avea imaginea, numele, datele personale de sănătate sau financiare folosite în scop public care nu ne servește interesului nostru. Ori lucrurile de acest gen trebuie
explicate copiilor pe înțelesul lor. Și noi asta ne-am străduit să facem în ghidul meseriilor viitorului și apoi am luat la Arad, țara în lung și luat din nord până în sud și de la est spre vest mergem în cât mai multe școli putem. Aproape în fiecare zi avem programate dezbateri online cu elevii. Sunt minunat, o să reluăm discuțiile și aș vrea să fim alături de pașii pe care o să-i faceți în viitor pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă importanța acestor decizii pe care trebuie să le ia fiecare dintre ei. Flavia, dacă ai ajuns în punctul ăsta, să numărăm împreună pașii. 1, 2, 3, 4, 5. Mai avem un pas până la 6200 de școli care trebuie să aibă un smart lab. Exact cum laboratorul de fizică apărea în școlile lumii după apariția electricității, așa avem convingerea că astăzi copiii noștri trebuie să aibă acces gratuit la educație digitală inteligentă în școală, având acces la acest smart lab. Și să-ți mai dezvălui că astăzi a avut o prima întâlnire la nivelul Ministerului Educației Naționale, unde am fost invitată să coordonez grupul de lucru pe infrastructura digitală și câțiva cot la cot cu alți 7 reprezentanți ai domeniului de profil să creăm împreună o propunere de strategie digitală, educațională pentru România. Și sperăm ca până la mijlocul lunii decembrie să putem pune în dezbatere publică un document consistent, coerent, dar ușor de înțeles, de asimilat și mai ales de pus în aplicare. Felicitări! Atunci facem în felul următor. În momentul în care acest document este pus în dezbatere publică, revenim cu o discuție pentru a-l detalia? Da, și mai vreau să invit ascultătorii noștri să ni se adreseze pe datele de contact disponibile pe website-ul inaco.ro, pentru că noi deschidem oportunități multiple pentru tinerii interesați astăzi de mentorat, de antreprenoriat, de internship. Pe scurt, dacă ei gândesc că vor să treacă pragul unei companii active în România în domeniile de vârf tehnologic despre care am vorbit în emisiunea de astăzi, să ne scrie și noi le asigurăm acest pod de legătură pro bono. Iar companiile sunt dornice să primească acești tineri, să le arate cum și ce presupune o meserie în domeniul respectiv de activitate, fie că e blockchain, fie că este RPA la UiPath sau unde vreți voi, personalitățile de care acești tineri sunt poate fascinați sau și-ar dori să întâlnească tineri sau antreprenori de succes. Noi încercăm să le întâmpinăm această nevoie și să le oferim un răspuns, un program de mentorat de o săptămână, o lună, cât își poate permite mentorul și mentoratul în egală măsură. Mulțumim foarte mult și în mod evident vom mai avea lucruri despre care să vorbim la întâlniri capitale. Mulțumesc pentru prezență! Și eu vă mulțumesc foarte mult și da, haideți să vizitați Smart Lab-urile, cel de la Măgurele, pe bază de programare, puteți să-i treceți pragul, chiar și în condițiile acestea pandemice. Să rămânem sănătoși și să ne revedem bine! A fost Andreea Paul, președinte INACO, Inițiativa pentru Competitivitate. Eu sunt Flavia Voina. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă salut!